Bună seara! Bună seara, în fața dumneavoastră se află antrenorul echipei FC Argeș, domnul Mihai Ianuschi, care vă va spune câteva reacții la cald, iar apoi întrebări, dacă sunt. Mihaiță? Bună seara! Am întâlnit astăzi un adversar cu o mobilitate tactică deosebită, cu jucători de mare calitate. Au avut un plus față de noi în ceea ce privește ritmul de joc, pentru că i-au disputat și Supercupa și au avut și un moral bun după ce au și câștigat-o. Dar echipa a arătat bine astăzi din punct de vedere tactic și consider că rezultatul este nedrept, ținând cont de ocaziile pe care ni le-am creat. Într-adevăr, poate că am așteptat mai mult jocul, ne-am închis bine, dar am împins jocul destul de sus. Am avut multe momente în care linia defensivă a fost la aproape 40 de metri de poarta noastră. Am reușit să ne creăm și niște situații, poate dacă reușeam să marcăm în cele două situații mari, rarisime, pe care le-am avut în prima repriză, desfășurarea jocului era alta și rezultatul era altul. Asta e situația, din păcate am început campionatul cu înfrângere, dar pot să spun că jocul ne mulțumește, jocul arată bine, suntem mulțumiți de cum au arătat băieții noștri astăzi și sunt convins că etapa viitoare vom avea altă abordare și vom obține cele trei puncte care să ne echilibreze din punct de vedere al punctajului. Întrebă? Sunteți supărat pe Lupeta? Pentru ușurința cu care a... Nu sunt supărat. Așa cum v-am spus mai devreme, jocul echipei ne-a mulțumit. Din punct de vedere tactic, am făcut un joc tactic foarte bun. Am întâlnit un adversar cu o calitate deosebită, dar din punct de vedere tactic putem spune că în afara golului și-au creat o singură ocazie, poate pe final. Acea situație când noi deja eram masați în jumătatea adversă și pe contraatac și-au creat ocazia la care Alex Greaba a intervenit foarte bine. Dar în rest, din punct de vedere tactic, am dominat jocul. Într-adevăr, au avut posesia mai bună, dar ca situații de gol, repet, dacă în minutul 1 Lupeta era mai inspirat, după aceea a avut aproape, cred, de jumătate reprize, dacă nu greșesc, o situație din minutul 35, o situație la fel, rarisimă, după care în repriza a doua, Pilea Cele a avut o intervenție extraordinară, a mai avut șutul lui Tofan pe lângă poartă, care cred că dacă prindea cadrul porții era gol. Ca număr de ocazii de gol clare, noi am fost superiori astăzi. Aveți așteptări mai mari în această ediție de campionat prin comparație cu ceea ce a fost în precedenta ediție, atunci când ați început mai greu, dar ați terminat pe val? Ați fost aproape de play-off. Pretențiile sunt clar mai mari, pentru că obiectivul unui club mare cu așa suporteri în tribună, cum am avut și astăzi, și țin să le mulțumesc pe această cale pentru prezența, număr foarte mare, și pentru modul cum au susținut băieții, la un club așa mare, pretențiile sunt mari. Anul trecut, într-adevăr, obiectivul a fost evitarea retrogradării și a apărut un obiectiv la un moment dat de nerealizat. Dar este clar că după ce am evitat retrogradarea anul trecut, anul acesta obiectivul este play-off, o clasare în primele șase. Este clar că pretențiile au crescut. Au venit jucători cu calitate foarte bună în această vară. Așteptăm în continuare jucători ca să creștem concurența și nivelul tehnic al echipei. Cu siguranță vor veni acești jucători. Perioada de transfer se termină abia pe 3 septembrie, deci cu siguranță vor veni jucători. Ne dorim cât mai repede, în așa fel încât să-i implicăm în angrenajul echipei cât mai bine. Sunt jucători noi care au venit, jucători care au apărut. Ișvan este un jucător care, cred, dacă nu greșesc, a și debutat astăzi. Este Lupeta, care este un jucător nou, este Cristi Tănase. Le trebuie timp acestor jucători ca să se reintegreze, să se integreze în angrenajul și în principiile noastre de joc. Dar, într-adevăr, pretențiile față de sezonul trecut sunt mai mari. Considerăm că și lotul este superior la ceea ce a fost anul trecut. Ați făcut multe schimbări la nivelul lotului. Se simte în omogenitatea echipei acest lucru? Mai este de lucrat la acest capitol? Asta spuneam un pic mai devreme. Într-adevăr, este nevoie de timp ca să se creeze niște relații de joc. Am reușit sezonul trecut, în partea a doua a campionatului, să avem niște conexiuni între jucători și între compartimente foarte bune. Le-am avut și astăzi, doar o execuție de excepție, o centrare extraordinară și o execuție de excepție a reușit să dezechilibreze compartimentul defensiv, dar asta este jocul, greșeala așteaptă și, din păcate, astăzi ne-a lipsit un pic inspirația în fața porții, dar cu răbdare și încredere, așa cum am abordat de când am venit la FC Argeș și am abordat lucrurile, cu siguranță lucrurile vor intra într-un făgaș normal și vom începe să adunăm puncte. Mulțumesc! Mulțumesc!